toate aceste chestii, nu poate facem o scurtă prezentare ca un soi de pauză în toată această discuție. Am să rog pe și să ne vorbești puțin despre ce se întâmplă practică de portal. Cum se stau? Stau așa bine? Doamnelor și domnilor, bună seara! Cred că trebuie să vorbesc înainte ca domnul Ioan Stanomir să ia cuvântul, dar poate că la final domnia sa va spune mai multe despre acest institut. Institutul la care lucrăm și la care lucrează, evident, 27, poate până la 40 de cercetători, fiecare distribuiți în diferite funcții, a încercat anul acesta să pună în atenția publicului larg mineriadă. După cum vedeți, am și construit un portal și am să rog pe colegul meu, Andrei Lascu, care ne-a susținut de două luni încoace cu maximă dăruire în acest proiect, am să rog poate să ne dea la început imaginile cu fotografiile inedite pe care noi le-am pus în acest, în acest portal. Noi n-am avut aici la semnal de internet și atunci cred că am recurs la o altă soluție. Nu știu dacă ele pot fi văzute în detaliu. Deci aici aveți câteva dintre fotografiile inedite primite de la diferiți fotografi amatori. Apoi avem în acest portal o secțiune dedicată dezbaterilor analitice, să spunem așa. Ele în parte doar sunt reflectate și de suplimentul de astăzi din evenimentul zilei. Iată, vedeți dezbaterile. Asasinarea speranței profesorul Tismăneanu. Ioan Stanomir vorbește despre pluralism și democrație și criza constituțională din 1990, domnul Ancelovit Ghevici despre imaginea minerului în cinematografie, o temă foarte interesantă, Vlad Mureșan, cercetător și filosof de la Cluj, despre violența legii și violența fără de legii, domnul Sorin Ioniță despre propagandă și manipulare în acea perioadă, cu rădăcini, propagandă cu rădăcini în 89, invitația la televiziune relevă această unitate de discurs a lui Ion Iliescu, ecouri în străinătate și acesta este un capitol pe care nu l-am putut atinge în seara aceasta, cât a contat această experiență traumatică pentru ceea ce înseamnă politica externă a României după 1990, violența organizată și așa mai departe. Iată și domnul Iliescu cu un raport rechizitoriu. O altă componentă importantă și vreau să mulțumesc domnului Dan Voinea și colegii noastre Gina Radu, care a lucrat pe materialele brute. Am fost impresionat și eu. Iată lista victimelor, incompletă la această oră, dar peste 600 de nume au putut să fie puse aici. Iată, uitați-vă la vârste, ele variază, dar foarte multe vârste de 13, 18, 17, 20 de ani, tot pe la Revoluție, mă tem, această distribuție asimetrică a vârstelor. Și profesiile. E incredibil ceea ce puteți găsi în aceste dosare, de la Măgurele, de pildă, și de la Băneasa. Cofetari, matrițeri, ingineri, profesori universitari, arhitecți, deopotrivă cu muncitori sau comersanți, ei au fost reținuți pentru câteva săptămâni, luni, chiar până la începutul lui septembrie, în unele cazuri, aceste persoane nevinovate sau neprobabil nevinovate au fost reținute. Numele lor, le vedeți aici, peste 1000 vor fi listate până la sfârșitul acestei veri. În sfârșit, mai avem o altă componentă, îl rog pe Andrei Lascu să ne arate celălalt capitol. Avem video, nu? Dar nu cred că le putem accesa. Sunt câteva interviuri. Însă revin la presă, presa internă, din ceea ce a citat și Dan Tapalagă. Sunt niște titluri absolut relevante pentru ceea ce înseamnă toxicitatea acelei perioade, din punct de vedere retoric mai ales, și vă recomand dumneavoastră, ca simpli prieteni a Institutului, dar și poate tinerilor care sunt interesați de o teză de doctorat sau de masterat pe această temă a tranziției, să citească cu atenție, în oglindă, dacă se poate, vocile presei. Vocile presei neocomuniste și vocile presei libere. Iată memorii, jurnale, mărturii, deci o bibliografie exhaustivă, îi datorăm aceasta domnului Soare, de la noi, de la Institut. Practic toate cărțile care se referă la mineriade, și nu sunt puține, după cum vedeți, sunt aici integrate. Noi sperăm ca acest portal, la un moment dat, să poată deveni și el o carte, poate la finele acestui an, însă cred că mai sunt câteva secțiuni, dacă m-a ajuns așa, o cronologie completă, de aminte o aveți și aici, în acest ziar, afiș al Institutului, al evenimentului. Îi datorăm acest lucru Clarei Mareș, care ne-a făcut o listă exhaustivă a tuturor evenimentelor din ianuarie chiar până în decembrie 90. În sfârșit, cred că
are și o referință la ceea ce mi se pare mie o excelentă expoziție în pasajul subteran de la universitate. Îi datorăm acest lucru colegii noastre sau colaboratoarei noastre, Simina Bădică, și din nou lui Andrei Lascu. O excelentă expoziție constatare la fața locului, care va mai dura câteva zile până în 27 iunie. Tot ceea ce vedeți dumneavoastră, tot ceea ce s-a făcut, s-a făcut cu resursele de care dispunem, într-un timp dificil din punct de vedere financiar, cum e așa. Totul face parte dintr-o pedagogie a memoriei pe care institutul nostru și-o asumă pentru anul acesta și pentru anii care vor veni. Credem că a sosit momentul ca să facem mai mult decât o arheologie a trecutului îndepărtat. Trebuie să ne asumăm dialogul nemijlocit cu tinerele generații. Și această dezbatere e un alt aspect. Vă mulțumesc! Mulțumesc și încercăm de asta să spun foarte multe dintre lucrurile pe care mărturiile din acea perioadă le veți regăsi cu siguranță în acest portal. Încercăm să ne ținem de programul pe care l-am anunțat încă de la începutul dezbaterii, după profesorul Ioan Samuel, să ia cuvântul în acest moment. Vă mulțumesc foarte mult, poate că sunt răuzătorul e binevenită, pentru că astfel eliminăm orice fel de barieră între grupii și vorbitori și reușim să fim o atmosferă genuină de acest moment. Eu m-aș referi la două lucruri. În primul rând, în lumea personală, pot să divagizez ca semnificație cu depozițiile prezentul acelorului profesor Mihai Șor. Dar ceea ce am observat eu ca un om care nu era implicat în punere social, eram în anul terminal de liceu, ca că nu puteam să sper să-mi pun la drept asupra lucrurilor. Ceea ce am putut observa eu ca undeva ca o perspectivă excentrică este această trecere mult și foarte rapidă de la căsărea pe Dabin Dispanan, de la o stare de grație la o stare de grație. Și e fundamental să amintim că 13-15 iunie nu se întâmplă pentru o dată. Ca și Andrei Cornea, eu cred, foarte neapărat de pesimist, că există resurse de rău în om pe care anumite regimuri politice nu numai că știu, dar sunt întotdeauna dispuse să le exploateze. Mă aduc aminte de experiență personală, veneam prima dată după decembrie 1989, pentru că Revoluția mă prinsese la mine la Focșani, și am avut o discuție între, era ceva aproape romanesc. Și mă aduc aminte că am avut prima experiență când era cineva să sară să mai ia la bătaie. Pentru că am îndrăznit să spun ceva despre scoaterea în afară legea Partidului Comunist. Și o doamnă, prototipul femeilor de bine, aproape că m-a dat cu poșeta la cap și mi-a spus că acestea sunt idei legionare. Îmi aduc aminte apoi de un alt episod, tot de experiență personală, de zile de iunie în București. Noi dădeam tezele în acel moment și vă dați seama că pentru niște copii, cum eram la acea vreme, tezele reprezintă un moment crucial, poate mai important decât momentul istoric. Dar n-am suit niciodată cum s-a însimat această stare de teroare în cotidian. Pentru că ieșeam de la liceu, liceul Lazar, și pe toate bulevardele importante ale capitalei mărșăluiau aceste exemplare umane, ca să mă exprim adică. Exemplare umane care întruchipau, de fapt, ideea despre umanitate a regimului vieț. Și acum am să mă refer la un alt nivel, să spunem, un fel ideal. S-a pus aici întrebarea de ce 13-15 iunie. Mi se pare că putem sintetiza toate răspunsurile care s-au dat acum